dimineața, pe frumoșii mei de Cotrizene, suntem, eu personal sunt foarte bucuros să ne vedem în acest spațiu, unde s-au întâmplat câteva evenimente speciale și sunt bucuros să întâlnesc o serie de domni foarte speciali și mai ales sunt bucuros că împreună cu echipa Blue Spirit în această seară o să-l aducem în casele dumneavoastră pe eroul bluesului care a fost și va fi Robert Johnson. Vă rog să primiți din partea noastră cele mai pline de respect, salutări de care suntem noi în stare. Bine v-am găsit! Și tati, știu că tu cânti blues, așa le-am spus la colegii mei, prietenii mei de la școală, dar toți m-au întrebat ce era cu ea.
Ei știau de Pink și de Justin Timberlake, dar nu știau de treaba asta și trebuie să le explic ce e bluesul. Și în momentul ăla am intrat într-o mare dificultate, pentru că cel mai greu lucru este să explici simplu. În rest există fraze, ho, ho, și cărți, ho, 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 dacă cităm de ele ne dăm atât de interesanți. Problema cea mai importantă este că, de fapt, definiția acestei muzici este una cât se poate de sumară. La fel ca și doina românească, la fel ca și fado-ul portughez, la fel ca și tango-ul argentinian. Probabil că această muzică ar fi rămas o artă locală, nord-americană, nu? Un folclor local, dacă n-ar fi fost câțiva vinovați pe lumea asta de a fi făcut din blues un gen universal. Principalii vinovați au fost francezii din anii 30-40, a existat un fenomen, se numea Hot Club Jazz de France și în jurul Django Reinhardt exista și o publicație, eu am norocul am și câteva exemplare din vremea aceea. Ei bine, existau și câteva articole despre bluesmen. Sigur că aceste emulații despre blues au făcut ca societatea culturală franceză să invite acești muzicieni în diverse spectacole și soseau ei așa desculți cum erau, fără dinți în gură, neștiind să vorbească nici engleză foarte bine, da, păi franceză, soseau așa, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, cam așa vorbeau și toți francezii erau că, wow, blues! Și au început să scrie revistele și când a apărut în forță radio-ul, au început să-l difuzeze. Dar cei mai adânci vinovați, până la urmă, au fost britanici. Câteva personaje acolo, cum ar fi Alexis Corner, sau John Mayall, sau Ginger Baker cu Jack Bruce, sau Monsieur Eric Clapton, sau de ce nu chiar John Lennon, să nu uităm că el a cântat multă vreme session-uri de blues. Ei bine, și multe alte personaje, am citat doar câteva, aceste personalități au atras atenția întregii lumi asupra unor negri desculți, agramați, fără școală și mai ales fără nicio perspectivă financiară. Lucrurile astea au făcut din blues deja un limbaj care începea să se vorbească și prin Germania și prin Olanda. Ajunsese pe la mijlocul anilor 60 să existe cluburi de blues și în Australia și după cum vedeți în 2013 se cântă blues și la Fălticeni. We'll be right back.
Mă doare să o văd pe ea.
un alt băiat. Oh. Oh,
Mulțumim foarte mult! Mulțumim!